Suntem în locul acesta pentru că el ne-a căutat. Și ne-a căutat și ne-a și găsit. Amin. O spus Sfântul Augustin, nu te-aș fi căutat, Doamne, dacă nu mai fi găsit întâi. Faptul că el ne-a găsit, noi am început să-l căutăm. Și în seara asta simt că Domnul este aici. Amin. Domnul să ne vorbească tuturora Amin. și Domnul să se îndure de biserica lui în seara aceasta Amin. și să aibă un cuvânt pentru fiecare. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în prima carte a Bibliei în Geneza, capitolul 24, de la versetul 55. E un cuvânt care se potrivește pentru tema din seara aceasta, vă spun, sunt transpirat înainte să predic. Pentru că noi de predicat pot predica, dar e greu că o să vă explic după aceea. Dar haideți să citim, poate mai mărăcoresc până, până încep predica. Geneza, capitolul 24, începând cu versetul 55. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână va timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebecca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebecca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și să mânța ta să stăpânească cetățile vrășmașilor tăi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că venea niște, veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii. A văzut pe Isac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: Este stăpânul meu. Atunci i-a și-a luat mahrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isac toate lucrurile pe care le făcuse. Isac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isac pentru pierderea mamei sale. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta că ne-a ajutat să fim împreună în casa lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. Vă spun, așa mesaj, duminică, seara e greu să-l predici. Dacă ar fi fost numai tineri, era mai ușor, eu am mai predicat aci la tineret. Dar m-am gândit, și azi m-am gândit pe drum, eu vin de la Suceava, acum de aia am întârziat, e foarte aglomerat, și uh, m-am gândit, bă, Andrei, deși suntem prieteni, dar ăsta vrea să facă cu mine ce o zis Iacov către fiul lui, voi m-ați făcut urât în fața locuitorilor țării. M-am gândit, el vrea să mă facă urât în fața dumneavoastră. De-aia mi băgat e, e, tema aceasta. Tot am negociat. Băi, omule, nu pot, sunt și oamenii în vârstă. Eu trebuie... noi i bai, dă -i înainte. Păi dau înainte, dom'le, dar... I-am și zis să nu mă blocheze nimeni cu mașina, să pot pleca la final, că să nu am probleme după aceea. E greu, e greu mesajul din seara aceasta, nu pentru că nu știu ce să spun, nu pentru că nu am gândurile fixate din partea lui Dumnezeu. Dar știți de ce e greu? Sunt tineri în seara asta care vor auzi cuvântul lui Dumnezeu și o să li se potrivească. Și o să se uite la mamă sa și o să dea cap, din cap și o să zică, vezi mamă, exact cum am zis eu, exact, vezi, Dani mă susține, exact ce ți-am zis, lasă-mă să mă mărit, lasă-mă să-l iau, lasă-mă, lasă-mă. E și invers că o să te uiți în timpul mesajului și săraca fată, săracul băiat are spre vârsta lui Isaac, da? când s-au căsătorit, și o să dai din cap și o să zici, vezi, ție ți vorbește, auzi mă, auzi, pocăiește-te. Și e un pic de, de, conflict, de interese, dacă putem numi așa, după cum, după cum se aude prin media politică în vremea aceasta, un conflict de interese. Acum știu că poate unii din voi, dar eu vă spun și o să vorbesc în seara asta mai mult din realitate, din cuvântul lui Dumnezeu, nu o să vorbesc idealist, domne să vă iubiți, uh, numai cu puiul, numai cu nu știu ce, flor la soacră ta, flor la socrutul, cadouri. Eu vreau să vă vorbesc în seara aceasta din realitate. Cu aceleași probleme se o confruntă tinerii și la Timișoara ca și la dumneavoastră. Știți care e problema? Toți vor să se căsătorească. Dar unii ar vrea să se căsătorească cum s-o căsătorit isac. Să vină cineva să-i o aducă, să vină cineva să o ceară, să el să nu facă nimic. S-a vorbit în seara asta că unii sunt blocați. Și noi avem la Timișoara tineri foarte blocați. Noi am avut cu păstorul acolo o lună de zile, am organizat împreună cu păstorul o întâlnire cu toți băieții de la 20 de ani în sus. Nu vă spun necăsătoriți. Or, o venit un frate necăsătorit de 78 de ani. Și au zis, și eu vreau să mă căsătoresc. Așa au făcut și tineri. Ce ați făcut dumneavoastră? or zâmbit. Dar omul foarte serios. a zis, la mine nu-i problema încheiată cu căsătoria. Și-o asculta și el, tinerii, nu, se uitau, ei erau la rând, vreau să-l dea la o parte, să audă ei mai bine. Ne-am întâlnit cu păstorul și cu băieții, în prima fază. S-o sta de pe la 8 până pe la 11 jumate noaptea. Cu bilete, s-au scris bilete, păstorul a răspuns la toate biletele. Nu vă spun ce au făcut cu ei și cum că eu, eu căsătorit de 17 ani, câteodată mai puneam așa mâinile la urechi să nu aud. Cum le vorbea? Pentru că să știți, câteodată tinerii ăștia frumoși, cu conservator, aitiști, trei sferturi din ei, cu bani în buzunar, cu jumate din apartament achitat, știți și au marea nevoie generația tânără? Să fie scuturați, domne. Trebuie un pic scuturați că ăia doi pe drumul Emausului! mausului. Domne, vede domnule și nați așa, ce faci, căziți. năcăjiți. Noi știi cum am făcut? Vină la tata, te strânge tata, am Știți ce s-a uitat domnule și a zis, nepricepuților și zăbavniști cu inimă. Și ce zic? Domnule, dar eu am nevoie de așa ceva. Și o zic, domnul, de asta aveți nevoie. De asta credeți toate prostiile, ascultați toate știrile și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când e vorba de pasul acesta, domne, noi suntem foarte timizi, foarte timizi. În seara asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și o să vorbim de perioada asta, cum ați intitulat-o, perioada de prietenie înainte de căsătorie. Să știți, vă spun, dragi frați, mai în vârstă, să știți, copilul te încuscrește, te poate încuscri cu cei mai mari prieteni care i-ai avut în viață. Știți că familii și-au spus în viața cuscre, deși nu au fost cuscri. Și când au crescut copiii, nu s-au căsătorit copiii. Dar aveți familia așa, tot zoa, cuscre, cuscre, au fost copiii mici cu gândul că se vor încoscri. Foarte mic procentajul copiii care s-au încoscrit, a, a, fraților care au fost prieteni. Dar știți, copilul te poate încoscri nu numai cu prietenul cel mai bun. Știi cu cine? Și Ci cu cei mai mari dușmani. Că de azi luptele, când vezi la cine se duce, când vezi la cine îi duce flori, ești transpirat, ești gata, ești la pământ. Intervii cu fratele Călin, frate, scapă ne. Măia poate fi fată bună, el poate fi băiat bun. Dar din pricina lucrurilor din trecut, că ați fost doi pe același loc în comitet, că el a avut voturi mai multe, s-a întâmplat un scurt circuit acolo și toată relația bună s-o rupt. Și acum vezi că băiatul tău, măia frumos, înalt, deștept și cu bani, ia pe fata lui, pe fata ei. Și îți dai seama că n-ai vrea să se întâmple așa ceva. Și îți dai seama că până la urmă s o căsătorit. te cu scrit cu cine nu ți-ai dorit. Nu, nu știi niciodată, nu știm niciodată ce ne aduc copiii acasă. Așa, niciodată nu știi cine îți bate la ușă. Ai impresia că el acela ți -a aduce factura și când încolo Că e la care vine să-ți ia fata. E vine la care nu l-ai dori la ușă. În seara asta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să știți, de multe ori în viața de familie, tineri, ascultați, nu te căsătorești numai cu el. Tu zici, domne, de restul nu mă interesează. Ascultă-mă, ăia restul îți pot face viața calvar. Tu-l iei pe el. Zici, domne, îi rup din soare și după aia știi cum arde soarele. Săptămâna trecută am vorbit cu un băiat la noi la biserică, voia și el să se însoare și tot am povestit cu el și mama lui era împotrivă. Nu-i din Timișoara, mama lui, de undeva din Valea Jiului. Și uh, i-am spus, mă, acum, fata ai pocăită, au venit cu ea la noi, am discutat cu păstorul de ei, ne-am întâlnit cu ei și am zis, acum tu vezi, mama, tu ai o vârstă, tu ești pe ultimul tren, nici mocănița nu te mai ia. Dacă tu nu te urci acum în trenul care trebuie, tu o să rămâi așa. I-am spus, bărbătește, între noi doi. Și-au zis, da, da, nu, tu trebuie să te otărăști. Nu o ține încurcată, că dacă tu nu vrei, vine altul și o ia. Dar spune că fata așteaptă, fată inteligent. Și el era, e un băiat inteligent. Și am zis, ai două săptămâni de la mine, dar știu că tu până mâine deja ai răspunsul. Dar îți dau două săptămâni, hotărăște-te ce faceți. Domne, ce au făcut, ce nu au făcut, mă întâlnesc lunea trecută la tineret, cu el îl caut, unde ești, vin aici. L-am chemat, chemat, să, să văd, zic, zim ce te-ai hotărât. Să uită, zice, frate, da, am hotărât. No, ce te-ai hotărât? Zice, ne-am despărțit. Zic, de ce, mă? au se iubiau, deci era toată relația bună, ar fi avut, ar fi avut viitor, după cu gândirea mea. Și o zi zice, nu m-am putut despărți de mama. Nu, zic, stai cu maică ta. Stai cu maică ta. Ați înțeles? Ați vrut să vorbim de perioada de prietenie. Știți că piedică, una din piedicile în calea copiilor, al ăștia frumoși, daci. ce? Știi cine îi? Poate fi mama și tata. I-am spus așa, foarte bine, zic, v-ați despărțit frumos, da, vorbim, îmi pare rău, zice, nu am vrut să o supăr pe mama, n-am vrut să plângă mama, foarte bine. Dar ascultă-mă, tu pe gustul lui maică greu vei găsi. Greu vei găsi pe gustul lui maică ta. Îți băieți acei, dar nu ridicați mâna sus. Îți băieți acei care caută fată pe gustul mamei? Care nu-i de acord mai că ai venit cu una, cu a doua, cu a treia, deja nu mai știi pe unde să cauți. Că mai că ta nu-i mulțumită. Ascultă-mă, ea poate are 60 de ani, respecto. Poate are 70 de ani, te-o crescut cu greu, dar ascultă-mă. Ea pleacă, că la vârsta care trebuie să... Tu vei ajunge, știi cum? Să te îngrijească copiii fraților tăi, copiii surorilor tale, nepoții. De ce? Pentru că tu ai căutat partener pe gustul altul. Cel cu care te căsătorești, cea cu care te căsătorești, nu o ei nu-l iei numai pe el, ci iei tot neamul la pachet. Ascultați-mă, ei tot neamul la pachet. De aia tu trebuie să te obișnuiești cu tot neamul. Știți cu cine au avut Moise probleme în călătorie, cel mai, cea mai puternică problemă? Cu soră sa? din pricina cui? Din pricina nevestei. Cumnatele natele era un conflict, domne. Cumnatele, da? Nu ți... da? Avem noi cazuri, dumneavoastră nu aveți noi avem la Timișoara. Când ai problemă mai mare cu cumnata decât cu soacra. Când cumnata bagă hâră la soacră, nu? Și vedeți, totul e așa la un pachet. Ei totul în cutie. El e băiat bun. Ia, da Dar uită-te și o să, o să ajungem in, imediat la lucrurile acestea uită-te dacă poți lua tot pachetul. Că până la un moment dat îl vei putea rupe de familie. O vei putea rupe. Dar nu vei putea rupe în totalitate. Pentru că exact ce au făcut Moise, îi călătoria asta spre Canaan. Și vrei, nu vrei, ieși cu Maria, ieși cu nevastă Ieși cu soacră ta, ieși cu toată lumea. Și mai ales dacă ieși în aceeași biserică, acolo e problema. Imediat ăștia cu ochii pe tine. Te-ai căsătorit de o lună, vrea să vadă dacă socrata stă jos la balcon și tu stai sus la etaj, nu? Dacă, Doamne, până... Și vă mai spun, eu azi am predicat la o nunte, de-aia sunt încălzit acum și vă pot vorbi. Ne uităm de multe ori și marele, marele secret, știți care e? Te uiți, se uită oamenii și te testează, să vadă cum te comporți, că, Doamnele, surorile, Dom'le, unele au o vorbă și ascultați băieți, zice, o iubesc mai ceva ca pe fata mea, pe nora. Niciodată nu o poți iubi, ascultați-mă. Asta e exagerare românească. Zice, o iubesc mai ceva ca pe fata mea. N-ai cum, că ți-o lua băiatul. N-ai cum să o iubești mai tare ca pe fata ta. Pentru că băiatul, la un moment dat, când se căsătorește, da? Îi iubi de două femei pe care le iubește. Una care e mama și nu o poți înlocui, că e unică, și a doua e nevastă, viitoarea nevastă, care e unică și aia. Și astea două trag de tine, de rupe haina. Una într-o parte, una în alta. Una într-o parte și vine soacra și spune, vai, pe noră mea o iubesc de... Nu iubește așa ca pe fata ta, că trage de băiat, ea ar vrea să stea mai mult cu ea decât să vină la casa părintească. De aia zis cuvântul lui Dumnezeu că va lăsa omul pe tatăl său. Vreau să ne uităm la perioada aceasta de prietenie, dinainte de căsătorie și primul lucru care vreau să-l țineți minte, trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă de până în momentul respectiv. Cea mai frumoasă perioadă din viața ta, perioada de prietenie. Perioada de prietenie este o perioadă de împlinire care nu te depărtează de Dumnezeu. Domne, vezi, o dat și el de o fată, o da de un băiat, nu mai vine la adunare. Acolo e problema. Acolo relația îi împovărătoare pe, pe sufletul lor. Auzi ce spune cuvântul Domnului, Geneza 5, 24 versetul 63. Spune cuvântul Domnului așa. Într-o seară, Isaac era în perioada de prietenie. Era în perioada dinaintea căsătoriei. Și spune, într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină, adică avea relație cu Dumnezeu, zice cuvântul Domnului așa, a ridicat ochii în sus și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. În același moment, spune cuvântul Domnului, că Rebecca a ridicat și ea ochii. Când ea -o, o, avea relație cu Dumnezeu și Isaac avea relație cu Dumnezeu. Și când s-au apropiat de Dumnezeu, s-au văzut unul pe altul. Păi întreb, domne, unde să o cauți? Unde să-l cauți? Știi unde? Acolo unde e relație cu Dumnezeu. Acolo unde e prezența lui Dumnezeu. Unde să o cauți? E duș în oraș, dai telefoane, n-ai vreo nepoată, vrei vreun nepot, n-ai... Păi ajuns să te Nu căsătore... Numai pe Isaac, de ce? O avut 40 de ani. Și tu dacă e... de aia te sună mătușa ta, de prin Moldova, de prin Oltenia, mă, te-ai nu, nu, am găsit eu pe cineva că vede că ai ajuns la vârsta lui Isaac și nu reușești să împingi carul. Nu reușești. Perioada de prietenie, ascultați, fetelor, trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Cea mai frumoasă. Că îi te apropii de pragul căsătoriei, dar trebuie să fie o perioadă care să-ți aducă împlinire spirituală. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Isaac era nu frustrat. Domne, de când vorbește cu ea, zici că o exploda casa. Domne, ăsta nu mai are un Dumnezeu, nu mai are un program, nu mai are bună ziua, nu mai are program de odihnă. Zici că eh, nici bani în buzunar nu mai are. De când vorbește cu vata asta? Nu? Să nu întreb dacă se potrivește la cineva. Nu? Uitați-vă, Isaac a fost omul care și-o păstrat relația cu Dumnezeu. O intrat în relația de prietenie, o, căut, o trimis să caute, se apropia de căsătorie, dar și-o păstrat relația cu Dumnezeu și o păstrat. Îți spun ceva, dacă perioada asta de prietenie dinaintea căsătoriei este o perioadă care îți aduce amărăciune, ascultați-mă fete și băieți, dacă perioada asta e o perioadă ce îți aduce tulburare, amărăciune și frustrare, urcă pe cămilă și du-te înapoi. Urcă-te pe cămilă, Rebecca s-a dat jos de pe cămilă. De ce? Că era liniștită. O a ridicat ochii, dar dacă cumva îi tulburare în inima ta, nu-i apropiere de Dumnezeu, pune-te pe cămilă și du-te acasă. Du-te, du înapoi la, la maică ta, du-te înapoi la taică -ta. Pentru că să știți, în viață niciodată nu știi 100% pe cine ei. Ăsta e adevărul. Domne, o dai, îl dai, nu știi niciodată 100%, pentru că vă spun, și îmi pare rău, l-am întrebat pe Andrei, iar transmiteți live, transmitem. Eu am o problemă cu live-ul, că nu pot vorbi foarte deschis despre de când se dă live. Dar vă spun ceva, marele adevăr, știți care îi? Uh, care -i? Mulți dragi se ascund în biserică. Ați înțeles? Sunt multe baticuri, se ascund fete fără caracter, băieți fără caracter. Știți ce spune Biblia? Că a intrat Iisus într-o zi în sinagogă și acolo era un îndrăcit. Domne în sinagogă, cânta în cor, recita, plângea. Totul o s-a o normal. Era membru, s-a botezat. La primul botez a fost primul pe listă. Și totuși era în sinagogă. Bă, dacă era în crâjmă, îi zicea, bă, nu-l lua. Dar era în sinagogă, era căuta casa lui Dumnezeu, căuta templu, căuta relația cu Dumnezeu. Vă spun ceva, o zis Domnul Iisus, nu toți cei ce îmi zic, Doamne, Doamne, că la vorbit suntem mari, mari profesioniști. Și o zis, nu ăla care zice, ci ăla care, care face. Sute la sute, să știți ceva, nu știi niciodată pe cine ei. Tu zici, mamă, eu îl cunosc, eu îl cun Să știți ceva, în perioada de prietenie, Dumnezeu o vorbi foarte mult părinților. Și la ai mei, și la ai tăi, le-o zis, domne, parcă e ceva, de, de le, de, ai avut o liniște ca mamă, bă, ăsta, ăsta mi se pare, îți dădea Dumnezeu un sentiment. Pentru că atunci când ai fluturi în stomac, inima e tulburată, nu mai știi încotro. Dar mai cât ai liniștită, tai că tu slujitorul și vă spun ceva. De ce eu insist la noi, la tineret, când să vine cineva și îmi zice, uite, vreau, vorbesc cu o fată. Bă, vină cu mine să mergem la păstor. Că atunci când stau amândoi unul lângă altul, îi vezi dacă se amână sau nu. Când te uiți la amândoi, ceva spune da sau nu. Păstorul nostru și dumneavoastră și uh, aveți atâtea experiențe. Te-ai uitat și ai zis, bă, nu vă pasă. că nu de la Dumnezeu. Sim ceva, nu știu să-ți spun 100%, dar nici nu se mânați, mă. Și te uiți la doi și zici, bă, ăștia zici că-s făcuți de o mamă. Zici că-s două picături, să amândoi se potrivesc, domne, când te uiți la, la unul, la altul, strălucesc amândoi. Vă spun, Isaac n avia Facebook să-l cunoască de pe Facebook. Nu a mers Eliezer să-l prezinte cu tabloul familiei, să dea poză după poză, să spună, uite aici ce... Și uitați-vă, fata asta, nu a întrebat, a cui e casa aia pe feleac? A cui e casa al ăsta de la noi din biserică? nu cum să fac să intru în legătură cu el? Cum să fac să, să, mă cunoască? Cum să fac? Și i-ai dat cerere de prietenie și vezi că nu-ți dă ok nu-ți dă acceptul, nu? Vă spun, băieți, ascultați-mă. O venit un băiat la mine de la noi din, din Timișoara și-o zis către mine așa, frate Dani, zice, uite, e o fată la voi la biserică, zice, așa mi drag de ea, parcă și el e la o vârstă destul de sus, de înaintată, și-o zice, uite, fata aia cântă în față, am văzut-o, mi Așa parcă aș vrea să intru în discuție cu ea. Dar zice, mi rușine. Nu, l-am înțeles. Zic, lasă că, uite, vorbesc cu soția mea, să-i spună de tine, să, să vedem cum o să facem. Dar, uite, eu ți promit că soția mea o să vorbească cu ea. Între timp, ăsta ce-o făcut? Eu dat cerere de prietenie pe Facebook. Și după o săptămână, două, iar vine la mine, frate Dani, zice, i-am dat cerere de prietenie. Și nu mi-o dat acceptul la cerere. Mă ține în stand acolo. Mă ține în lista de, de cerere. Nu, nu mi au răspuns nimic. Zice, nu pot să-i mai zici odată la soția ta să vadă de ce nu-mi dă uh, acceptul și ok -ul. și soția mea o întreabă pe tânăra asta și îi spune, auzi, uite băiatul ăsta de care ți-am zis s-o dat cerere de prietenie și o zis că nu i-ai dat de vreo două săptămâni, nu i-ai dat ok, nu i-ai dat acceptul știi ce o zis tânăra asta? extraordinar. Și viți atenți, băgați la cap băieți. O zis, pe mine nu mă interesează băieții care n-au măcar curajul să vină să se prezinte în fața mea. Zici, eu din ăștia pe Facebook, mi plină lista, nu am nevoie. Și-o venit, zici ai vorbit? Am vorbit și ce-o zis? Mă, ești tare de inimă să-ți spun ce-o zis. Zice, spune, nu uite ce-ți-o zis. O lăsa capul în jos și-o avut fata dreptate. Te întreb, domne, dar mie îmi place, dar ai mers să abordezi, ai mers să baz la ușă. Nu că dacă e ușa închisă, dacă nu-mi răspunde, dacă, dar nu mai lăsa pe diavolul pentru că te ține legat până la 40 de ani, te ține legat până la 40 de ani, cu lucrurile astea. Domne, ei n au avut uh, uh, nici Facebook, nu au avut nici Instagram, dar știți ce au avut amândoi? Nici Isaac nu știa cine e Rebecca. Nu știa care a fost tinerețea ei. Nu știa. Dar uitați-vă, întotdeauna, noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, avem un punct în plus. Știți care? Relația cu Dumnezeu. Ăsta e un punct foarte în viața noastră, deși sunt unii care au dat greș. Dar ăsta e un punct foarte care îl avem în viața noastră. Când cauți voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care îți răspunde. Slăbiți să fie numele Domnului. Uitați-vă, sunt semne pe care ți le dă Dumnezeu în perioada de prietenie. Sunt semne pe care ți le arată Dumnezeu. Să faci pasul sau să te oprești. Sunt semne naturale și semne supranaturale. De exemplu, semnele naturale. Te uiți și zici, bă, eu trebuie să-l văd pe băiatul ăsta. Ăsta va fi soțul meu pentru totdeauna. Fata asta va fi soția mea pentru totdeauna. Fii atent că sunt semne naturale, care nu trebuie să fii mare sociolog ca să le să le găsești. Nu trebuie să fii cu teologia gătată ca să-ți dai seama dacă e om sau e altceva. Nu mai rostesc cuvântul, da? În semne naturale. Primul lucru, îi respectul. Uită-te cum respectă. Știți că ăsta e un semn natural care ți-l arată Dumnezeu. Vă spun ceva. Când m-am căsătorit, acum 17 ani, mulți înainte, și dumneavoastră vă doresc la fel. Când m-am căsătorit, după ce ne-am căsătorit, am așa avut așa un moment de, de dat afară din inimă anumite lucruri care le-am avut în perioada de prietenie. Și am zis soției mele, zic, știi ce m-a atras unul din lucrurile în perioada de prietenie, ce mi au plăcut la tine? Ce? Zic, totdeauna te urmăream când veneam de la Deva la Timișoara, te urmăream cum te comporți cu tata tău, Ia ca fată. Cum te comporți cu taică și zic, pe mine mă interesa, pentru că știam și eu de la alții cum se comportă ea ca fată cu taică su, așa se va comporta cu tine ca soț. Nu cere mai mult. Uite te dacă îi spune, lasă-mă ta, știi tu. No, același tratament îl va aplica. Uită-te care i respectul. Și zice soția către mine, eu știu la ce m-am uitat. Că zice, și eu m-am uitat la ceva. N-am știut până m-am căsătorit, că s-a uitat și ea la ceva. La ce? Zice, m-am uitat la cum vorbeai cu maică-ta eu am fost cel mai mic din 10 copii am fost cel mai mămos cel mai greu de dezlipit dar au reușit zi să mă dezlipească așa cu răbdare nu nu rupere ci cu, cu răbdare zice m-am uitat și eu cum te comportai cu mama ta respectul care îl dai părinților îl al vei da și în familia ta nu o să ai un grad mai înalt după căsătorie când intri în viața de familie se va vedea respectul, același respect care l-ai avut în viața de familie. Așa că uite te cum se comportă cu maică sa. Îi trebuie numai bani? După banii? După bani va fi și după căsătorie. Uită-te cum se comportă cu taică sa. Astea semne naturale. Uită-te la un alt semn. Am zis respectul. Uită-te la hărnicie. Domne, când ești prieten, treci peste orice, că nu-ți mătură după tine. Că mătură mai că după el, mătură mai că s după ea. Dar uite te pentru că tu intri în viața de familie. Vei avea un, un, un vis a tău care vrei să ți-l împlinești. Uită-te, domne, putoare să scoală la 10. Lasă-l, domne, să doarmă liniștit, cum o zis ăla. Mă pot despărți de mama. Stai cu maică de atunci. Vezi dacă maică să mătură în continuu după el. Vezi dacă maică -i no, să i dă ciorap în picioare. Nu, lasă-l să-i dea, că tu vei lua locul lui maică-sa. Tu vei lua tu lucrurile alea, dacă el nu se poate ridica din pat. Dacă el nu poate să, nu știu, să-și aranjeze hainele în dulap, ascultă-mă, n-are nicio treabă cu hărnicia. Să pot ruga păstorii păstă el, Doamne, dă putere să-și câștige pâinea, putere are, dar e puturos, e puturos. Ăstea semne naturale, mergi la proroc, nu te du întâi la proroc, întâi uită-te la semnele naturale care sună după alta, Ți le lasă Dumnezeu să le vezi. Nu trebuie să mergi să întrebi pe nu știu care, pe care proroc, dacă e de la Domnul. Tu uite-te, e puturos, vine vremea când va trebui să lucreze. Dacă ăsta stă pe 16 milioane și își bagă hârtiile la primărie pe ajutor social, e gata cu tine. Când ai rate la bancă și cu el îi par... Da, să știți, sunt cazuri, eu cunosc cazuri din astea și îmi pare rău că sunt de... apropiate de mine, dar n-ai ce să faci, că ei la pachet, v-am spus cum ăsta. Nu, nu știi, domne, dacă nu-i place munca, îl vei căra în spate, tu vei avea două servicii. Tu vei mătura ca bărbat în casă. O venit un bărbat la, la, la fratele nostru păstor și o zis, frate, nu mai pot, nu mai pot, zice, eu zice, director de companie în Timișoara Mare, Și zice, eu am ajuns să mătur în casă, zice, manager în fiecare zi, în firma care o conduc, zice, am ajuns acasă să fiu menager, menager, zice, în ziua manager la fabrică și sara manager acasă, eu spăl, eu calc, eu fac de toate. Păi uite-te dinainte, uite-te dinainte că astea semne, semne naturale. Mai e un semn natural, știi care e? Vocabularul. Uită-te cum vorbește. Uită-te ce scoate pe gură. Pentru că să știți, generația tânără au multe perle în gură. Știți că așa vorbiți, domnule, o scos ăsta niște perle pe gură, tăți ți numai cu perle. Uită-te ce scoate pe gură. Dacă îți spune, nu o mișcă odată, păi să știi că ăsta e un semn să te oprești. Că azi îți spune mișcă și mâine te ajută să te miști. Ați înțeles? Și după aia îi spui la păstor, nu-i de râs că-i de plâns. În surori care își duc durerea în familie și nu zic nimic și își mănâncă pâinea cu lacrimi. De ce? Că au semne peste că nu le-au le luat în seamă. Nu le o interesat că le, vor, le arăta Dumnezeu ca la orb. Uite, mă, cum vorbește cu tine. uită te în prietenie cum vorbește cu tine. Nu trece peste vocabular. Dacă are vocabular, îl vei ascunde toată viața ta toată viața ta s a apucă și de înjurat. Că ăla care vorbește în doi peri cu tine, ăla se va apuca și de înjurat, ăla poate și înjură, dar se abține să nu, să nu cumva să te desparzi de el. uite te că astea semne naturale. Știți ce semn mai e natural? Vă spun încă un semn natural și vă spun vreo două supranaturale. Un semn natural, știți care îi? Care ți-l arată Dumnezeu? Despărțirea în perioada de prietenie. Da, ascultați, aici vă rog frumos, ascultați-mă toți. Dacă te-ai despărțit în perioada de prietenie și ați avut moment când ai zis să-i bine să luăm o pauză, o săptămână, două, știi cum bagă ăștia tineri, să ne rugăm, cumva să stai liniștit că nu de rugat, nu. tu vrei să, să, te desparți, tu vrei să încerci poate și la altă ușă. Domnii te poți ruga dacă ești omul lui Dumnezeu, te poți ruga liniștit și în perioada de prietenie. Dacă e voia lui Dumnezeu tu să iei persoana aia, nu trebuie să te desparți. Dacă te-ai despărțit, rămâi despărțit. Dacă te-ai obișnuit cu despărțirea din perioada de prietenie, după căsătorie, tot la meninț, vezi că te las, vezi că te trimi cu bagajul, te pun pe tren, te trimi la maică ta, la sălaj, la zalău, la uh, baia mare, te pun pe tren, știi cum, eu îți plătesc taxiul. Asta e realitatea. De deci ce am spus că perioada de prietenie trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă? N-ai voie să te desparți. Trebuie să fie o perioadă de împlinire sufletească pentru că te aduce spre ceea ce își dorești în viață. Legământul cu Dumnezeu îl ai și în al doilea rând ai legământul cu partenerul de viață. Astea sunt cele mai mari legăminte. Două mari legăminte, de aia diavolul se luptă împotriva noastră ca și credincioși. Să rupem legământul cu Dumnezeu și să rupem legământul cu partenerul de viață. De aia aici sunt luptele cele mai mari. Dacă te-ai despărțit, ascultă-mă, e un semnal din partea lui Dumnezeu. Știi ce spune Dumnezeu? Oprește tot. Oprește tot, că ăsta e semn natural. Semne naturale. Eu am vorbit cu câteva familii care au avut anumite eșecuri în viață de familie. Știți ce au spus? Și dumneavoastră ți convins că ați discutat pe tema aceasta. Știți ce au zis? ne au vorbit Dumnezeu, dar n-am luat în seamă. Toți, la toți care au ajuns și au, divorțat, toți au recunoscut după divorț, Dumnezeu ne-a vorbit. mi au vorbit prin tata, mi au vorbit prin văzător, mi au vorbit prin impăstor și au zis, nu fă pasul, mă, că nu e ăsta pentru tine, mai așteaptă. Următorul poți, nu-i pentru tine, nu -i. Ăstea semne care ți le dă Dumnezeu. Vă spun ceva, ca și semaforul, becurile lor roșii la calea ferată, da? Ălea nu te opresc să treci pe roșu, ălea nu te avertizează. Semnele astea naturale, nu te opresc să intri în viața de familie, dar semne care te avertizează Dumnezeu prin ele. Nu fă pas. tu intri pe compropriu, că cu pielea ta plătești, cu anii tăi, cu rușinea ta, măcar. Dacă ai plătit numai tu, dar știți care e tragedia? Ca și la tren, când treci pe roșu și ai intrat pe calea ferată și te izbi trenul. Dacă ai plăti numai tu care ești în mașină. Dar știi care e problema? Plătesc părinții care plâng lângă sicriu, plătesc neamurile, plătesc și de soția, plătesc... Așa e și la divorț. Așa e și când eșuezi în viața aceasta de, de, de căznicie. De ce încercăm și noi și voi aceia să avem atâtea studii cu tine, atâta să, să le băgăm în cap, că ăsta e cel mai serios lucru după botezul în apă, cel mai serios lucru care te poate binecuvânta sau care te poate blestema. ăsta e pasul care trebuie să-l faci odată și pentru totdeauna și spuneți toți amin. asta e voia lui Dumnezeu să rămâi în voia lui Dumnezeu de la primul pas și până la ultima suflare pe pământul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți care sunt semnele supranaturale? Că v-am zis, semnele naturale, hărnicie, respect, vocabular, despărțirea, astea semne naturale. Dar sunt și semne supranaturale. Știți care îi? Părinții să fie de acord. Știți că ăsta e un semn supranatural? Părinții, o zis Isa, Eliezer, așa, o zis, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă, vreau să o iau, să o duc. Și au zis, acum au chemat, dar pe Rebeca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau. Și au zis ce zice. Și au lăsat să plece. Au lăsat-o să plece. De ce? Părinții au fost de acord. Acum vă spun ceva, draștine. S-ar putea unul din părinte să fie foarte încăpățânat. Mai ta să nu te dea. Tai că tu să nu te dea. Te vrea. Mi-a povestit odată fratele Sucală când am fost la ei, aici, la lângă Cluj, de unde e fratele Sucală. Povestea că zice, când era eu tânăr, mă. Zice, le-am zis odată la, la suror, surori, surorilor, vă dați fetele să se căsătorească. Zice, surorilor, suror, zesc: nu ne dăm fetele, vrem să le mai ținem. Și fratele Sucală le-a zis, o să vină vremea când o să, lega... o să le legați de o mobilă și o să le dați la pachet cu o mobilă și nu o să vi le mai ia nimeni. Nu să vi... Așa era pe vremuri, dădeai zestre ca să-ți ia și fata, arătai câte zestre ai adunat și o dădeai la, la pachet. Uitați-vă care e problema aceea. Un semn supranatural îi binecuvântarea părinților. Acum să știți ceva, e posibil să nu fie amândoi de acord. Dacă amândoi nu-s de acord, îi un semn de oprire. Dar dacă măcar unul de partea voastră, unul din părinți, tata sau mama, îi de partea, mama poate să fie, sau tata, la fete, să că nu, nu dau, nu, nu, eu mă uit la fata noastră, adolescentă, și mai zice soția, uite-o cât are, mai un pic și zic, da, că nu vreau, nu, nu mai întâi deschide subiecte din astea. Zice, ce mă, tu ai venit la mine la 19 ani, aveam 19 ani, lasă-mă că e aproape, nu mai mă, 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 mă faci să transpir. Nu. Știți care e secretul? Măcar unul să-l aveți aliat în perioada de prietenie. Tata sau mama. Să spun, auzi, lasă-o pe mamă, dacă acum mai îmbunezi eu. Fiți cu minți, apropiați-vă de Dumnezeu. Ăsta e un semn de binecuvântare. Dar dacă amândoi părinții sunt împotrivă, înseamnă, acum trebuie văzut exact și care sunt motivele. Le-am mai spus eu la tineret, aci la, la, tinerii voștri, că toate fetele bagă cu facultate. Nu mă mări la facultate. Asta e și la noi, domne, tătă ziua o dă cu facultatea în sus și cu facultatea în jos. Și eu când am cerut-o pe soția mea, era anul întâi la facultate. Și când o lua vacanța de vară, ne-am și căsătorit. Și am zis, lasă, stai liniștită că nu-mi trebuie facultate. O găta și facultate, au făcut și masterul, o lua și bursă în fiecare an și nu a fost o problemă. Încă din contră, dacă o lua bursă, am ajutat-o să învețe. O a avut liniște și vă. Deci facultatea, băieți, nu le credeți când vă zice cu facultatea, că ea are facultate. Dacă inima ta e sinceră, e curată și vezi că și ea ar vrea, tu treci peste, mergi un pas mai în față tu ești cât muntele, eu am fost mic și acum sunt mic de statură și am fost curajos în privința asta. Și tu, nu-i bai, nu întredu trebuie facultatea. Sor, asigură pe maică sa, asigură pe taică că nu o scos de la școală. După ce o pălăti chirie trei ani de zile, păi normal că i frică, că o scos, domne, și tu n-ai treabă că i plătit în Cluj mii de euro chirie și facultate. Asigură-i că ești om de nădejde și nu o scos de la facultate. Oții în continuare, ia-ți aliat, ăsta e un semn de binecuvântare. Când măcar unul din părinți îi de partea voastră, ăsta e un semn să merge înainte. Dar dacă amândoi părinții sunt împotrivă, ăsta e un semn să te oprești. E un semn să te oprești și să vezi de ce sunt împotrivă. Să vezi, că însă, vă spun, când eram copil, auzeam, domne, nu o lua că e un guroaică. Acum la Cluj, aici 90% pe Ungaria, nu? Nu e o problemă. Deci ăsta nu-i motiv, domne, că îi vorbește altă limbă. Nu îi bai, că știe și românește. Dacă i copilul Domnului, nu contează culoarea pielii. Pentru că, să știți, noi suntem răutăcioși. Noi avem noi fixurile noastre, să băgăm bățul acolo în durere. Domne, de culoare, îi din nu știu ce familie. Păi ea e vinovată că e din familia aia? Păi dacă l-ai fi, eu vă spun, care ne-am fi dat fata, frații mei, care ne-am fi dat fata după Iosif? Păi așa, băiete, pe unde ai umblat până la vârsta asta? Pușcărie. Ce pușcărie, mă? Știi, pentru Dumnezeu. Dă-te, mă, cu Dumnezeu, făcuși tu 12 ani de pușcărie pentru Dumnezeu. Termină, mă, ți-ai fi dat fata, fără să știi istoria lui Iosif. Nu ne-am fi dat. Dacă te-ai fi uitat la frații lui Iosif, la niște derbedei, Ți-ai fi dat fata după ce ai fi zis? jos ăsta, sută la e ca frații lui. Ăștia sunt o familie de tăți bagă la aparate. Tăți sunt cu trafic, tăți sunt cu droguri, tăți sunt cu bani împrumut și cu înșelăciuni. Nu ți-ai fi dat fata. Ai fi zis și Iosif e la fel ca frații lui. Și uite că nu au fost la fel ca frații lui. Familia nu înseamnă că dacă au o anumită culoare a pielii, nu înseamnă că nu pot fi oameni de caracter. Nu, pot, nu, înseamnă că dacă vorbește și limba vecinilor noștri, nu sunt oameni de caracter. Că s-ar putea să iei unul cum îți place ție și în el să nu fie nimic omenesc, să se comporte și să mă iertați ca un animal în familie și să-ți mănânci pâinea cu lacrimi. Să te uiți la fata ta care ținut-o în facultate și să spui, oh, dacă aveam puterea să trec, peste piedica asta, că-i culoare băi, dacă o iubește, el își asumă că asta le spun, domne, îți poți asuma, poți să știi că rămâi pentru totdeauna îi dragostea între voi doi, sunteți curați înaintea lui Dumnezeu, da domne, mergeți mai departe, ce poți să le spui că nu-i convine la nu știu cine că păstorul, nu știu care i-o zis, că cum să te bagi în neamul ăla cum să te bagi în iamul ăla? Nu! Îs semne supranaturale care ți le dă Dumnezeu. Nu știu pe cine ai aliat, dar el a aliat pe Dumnezeu și măcar unul din părinți. Dar bine ar fi să-i ai pe amândoi, ăsta e idealul. Să-i ai pe amândoi părinți. Dar măcar unul, dacă e omul lui Dumnezeu și familia e credincioasă, măcar unul din părinți să-l ai aliat. Ăsta e un semn supranatural. Știți că mai sunt semne supranaturale, vise, proroci, dar ăstea sunt foarte sensibile, frații mei foarte sensibile. Că tu poți să mergi la proroc și să fii un om fără obraz, fără bun simț, fără să, să duci omul ăla în ispită să, și tu vrei să-ți asiguri căznicia pe barba prorocului. Că prorocul ăla mi-a spus mie că am avut eu un vis. Stai liniștit, nu toate visele. Ne vorbește Dumnezeu și prin vise. Ne vorbește Dumnezeu și prin proroci. Dar primul semn nu-i prorocul. Primul semn nu-i văzătorul, nu-i visul, ci semnele, gâselele alte. Uită-te că poate să-ți spună prorocul, știți cum e și cu căsătoria. E ca și cum mergi sub ăsta, bași pe GPS. Mai multe drumuri te pot duce la destinație, da? Eu când merg la evanghelizări și undeva unde n-am fost niciodată, îi spun, spun la frații când mă sună, frate, eu am băgat pe GPS și mi-arată drumul ăsta, că ajung cel mai repede. Știți ce îmi spune câte un frate? A, olio, să nu te bași pe drumul ăla, e dezastru îi dezastru. Ajungi, dar ajungi foarte greu. Foarte greu. Îți numai grop, nu te băga. Că ajungi, dar ajungi greu și ajungi târziu. Îți rup mașina. Nu, așa e și în viața de căsătorie. Că nu o iei pe una, o iei pe alta. Că nu te căsătorești cu Maricica, o iei pe Florica. Și așa mai departe. Dar știți care e problema? Drumul pe care vei merge în continuare. Că un drum e cu fata asta, un drum e cu fata asta, la totul e la pachet. Ajungi, pe un drum ajungi, dar ajungi foarte greu. Ajungi cu multe lacrimi, ajungi cu multe dureri, ajungi la destinație, dar ajungi foarte greu, ajungi epuizat. Și poți să iei, de ce le spun, de exemplu, la tineri care termină teologia, Prieteni, băieți, mă întreabă, cu cine să mă însor? Știi cum vin ăștia la noi? Parcă noi avem butoane, numai să le apăsăm butoanele, să le spun, bă, pune mâna aici, apasă și te însori nu avem niciun buton, n-ai cum să... Dar le spun un lucru, fii atent că tu ești om de slujire, tu ești om de perspectivă, tu ești om cu chemare din partea lui Dumnezeu. Dacă ei pe cine nu trebuie, s-ar putea să-ți ratezi toată slujirea ta, s-ar putea să ratezi toată teologia ta și să-ți faci teologia familiei tale, cumva să o țipă nevastă ta pe calea lui Dumnezeu. Păi uite dacă ea N-are nici Biblie, tu ai gătat eu, tu vrei să-L slujești pe Dumnezeu, tu vrei să te dedici lui Dumnezeu și ea n-are treabă, ea e la fashion, la... azi o vezi într-un chip, mâine o vezi în alta, nu, în alt chip, domnule, ea e numai din farduri în farduri, din saloane în saloane, nu, e dintr-o parte în alta, îți dai seama că tu îți ratezi căsnicia, tu vei rămâne cu ea, Vei ajunge la destinație, dar vei ajunge cu multe dureri. Și te uiți la altul care a luat o fată simplă, o fată care a slujit, o fată din, poate dintr-o familie săracă. Eu mă uit, eu am venit din 10 copii, soția mea a fost cea mai mică din 8 copii. Am fost amărâți, am fost săraci, eu purtam hainele de la frații mei și de la surorile mele. N-am avut, dar știți ce am avut în comun amândoi? L-am iubit pe Dumnezeu. Amândoi l-am iubit pe Dumnezeu. Vă spun, soția mea, așa cum tremură când predic, mă, lasă, nu mai... Atâtea emoții îmi spune, am, ea și-o dorit, le-am spus, cred că v-am spus tinerii când am fost uh, odată la voi, soția mea au avut, înaintea lui Dumnezeu, trei dorințe referitoare la băiatul cu care se căsătorește. Și-o zis așa, zice, toată viața mi-am dorit în felul următor înaintea Domnului. Doamne, îmi doresc un bărbat care să nu predice îmi doresc să nu predice. Că socrul meu are 83 de ani, îl mai puneau la câte un demn, ca bătrânii, nu citea corect, și ea tremura acolo, copiii de la corul de tineri, de copii, râdeau de socru cu mine, și ca copil, te durea inima că era tata tău și dacă e mai în vârstă. Și când vedea că nu citește corect și era rușine și spunea, Doamne, eu nu mai vreau să trec prin așa ceva să stau eu cu inima cât un purece. Eu îmi doresc un bărbat să nu predice. Zice, îmi doresc un bărbat să stea pe ultima bancă și să facă bani, să facă afaceri. Să nu predice, să duc eu povara asta. Zice, bă, ai, tu predici, bani n-ai știut să faci niciodată. N-am știut, eu de șef n-am fost bun niciodată, eu numai pe pierdere m-am dus. Când au fost să fac o afacere, numai pe bani de acasă am dus. N-am știut. Și o zice, am avut o dorință înaintea Domnului să fie brunet. De ce râdeți? A, ah, blond. Dar știți ce e interesant, frații mei? Acum vă spun. Voia noastră, să avem întotdeauna puterea să o supunem voii lui Dumnezeu. Știți ce cred că a văzut Dumnezeu în soția mea? De ne-o ne pus și ne-o așezat împreună. O văzut că îi în când de dădea un îndemn. Și să ruga, Doamne, fără să nu greșească. Fără să fie bine, fără să trec și o duminică asta cu pace, cu pace și cu liniște. Și au văzut că era inima pentru slujire. Știți ce au -o făcut? O lipit-o de unul care avea inima pentru slujire. O lipit -o, n-am avut bani, -am, am fost săraci. Acum să știți ceva, Eliezer, o a avut el rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu și a făcut el planul. Dar știți ce s-a dus la îndeplinire? Voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan dinainte. Noi ne facem planuri, brunet, cu bani, tânăr, frumos, tânărul bogat din Biblie, ăsta e idealul tuturor, ăsta e la, la, putere în vremea aceasta. Dar știți ce se duce la îndeplinire întotdeauna? Se duce voia lui Dumnezeu. Eliezer și noi suntem ca Eliezer, facem planurile noastre, dacă l-ar lua fata mea, dacă uh, a, pe băiatul meu l-ar băga în seamă fata aia, dacă nu, lasă, lasă-le în mâna lui Dumnezeu. Că dacă copilul tău, dacă tinerii noștri îl iubesc pe Dumnezeu, Dumne, Domnul Iisus a spus, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Asta e marea problemă. Nu, domnule, eu nu pot să accept voia lui Dumnezeu dacă îmi dă Dumnezeu una urâtă. Ați auzit așa ceva? Așa se zic băieții. Dacă îmi dă Dumnezeu una urâtă, crezi că îți dă Dumnezeu așa ceva? Știi ce îți dă Dumnezeu? Ceva cu care să poți împlini voia lui Dumnezeu ceva să poți iubi. Zice că Isaac, când Rebecca s-a dat jos, zice a luat pe Rebecca, a fost devasta lui și ea a iubit-o. Domne, nu văzut-o niciodată, dar Dumnezeu a însămânțat în inima, în inima ei. Vă spun ceva, realitatea. Eu când m-am măsurat, o zis o verișoară de a soției mele către ea, o zis, Dana, cum poți să-l iei pe urâtania ăsta? Dar așa eram, slab, urechile mari, eram, nu pornea liftul cu mine când urcam să merg cu liftul la cineva. Așa am fost, așa au fost, nu, n-am avut. Și fata mea a zis, acum vreo două luni să o uita prin albumul de, de la nuntă și a zis, tati, cum ai putut să arăți în halul ăsta? Mă, nu știu, mă, tine, așa am arătat. Am încercat și eu un costum frumos la nuntă. Nu stătea pe mine, eram ca un copil un pic mai dezvoltat. Nu, n-am, dar știți ce e frumos? Că Dumnezeu știe să așeze toate piesele. Dumnezeu știe să pună toate lucrurile unul, unul lângă celălalt. Să știi ceva? Când cauți voia lui Dumnezeu, nu există ca Dumnezeu să nu întindă mâna de ajutor. Nu există ca Dumnezeu să nu întindă binecuvântarea. Vă mai spun un semn supranatural. Știți care e mai un semn supranatural? Pacea și liniștea din inimă. Pot să fie împotriviri, dar uită-te dacă e pace și liniște în inimă. Domne, s-ar putea mai ta să vrea să te despartă. taică tu, păstorul, nu știu, dar la dumneavoastră nu-i cazul lucrul ăsta. Vrea să te. Vrea, vezi, uite-te dacă ai liniște. Asta e semn supranatural. Dacă ai pace și liniște și te poți ruga înaintea lui Dumnezeu, poți să postești, poți să te închini înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e semn din partea lui Dumnezeu să-ți continui drumul. Dacă îți lipsește pacea în perioada de prietenie, din nou spun, e un semn să te oprești. Ăsta e un semn care numai Dumnezeu îl poate da. Pacea și liniștea numai de la Dumnezeu vine. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru. În perioada aceasta, acum timpul s-a dus, vă mai zic așa ceva pe, pe rapid, ca să, ca să înțelegi. Îți multe când vorbești de tine. Păi n-ai, trebuia să ținem o seară prelungită când vorbești despre, despre, perioada de prietenie. Știți ce mai trebuie să fie în, în perioada de prietenie? Trebuie să înțelegi că doar o persoană care aparține lui Dumnezeu îți va aparține ție pentru totdeauna. Unul care îl cunoaște pe Dumnezeu personal, ăla îți va fi fidel toată viața. Ăla, bine ați făcut că ați zis, Amin. Numai unul care aparține lui Dumnezeu, ăla îți va aparține și ție. Știți ce e interesant? Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune uh, înțeleptul Solomon, cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate găsi o femeie cinstită? Știi cine? Cine știe să caute. Vin și zic, domne, nu mai există fete cinstite. Păi se vede unde cauți. Se vede unde cauți. O găsit Isaac, femeie cinstită? O găsit. Sunt aici tineri care ne-am căsătorit mai devreme, mai târziu, frați, acei care ne-am căsătorit cu persoane cinstite. Pentru că ai fost un om cinstit. Pentru că ai fost un om care l-ai căutat pe Dumnezeu. Nu ai fost un om perfect. N-am fost oameni perfecți. Am fost oameni cu imperfecțiuni. Dar am vrut să ne căsătorim în voia lui Dumnezeu. N-am vrut să facem pasul fiecare cum, cum o dorit. Depinde unde cauți. Știi unde o mers Eliezer să o caute pe Rebeca? La fântână. O vrut să vadă care sunt lucrurile cu care se adapă. Unde caută? Știi unde o căutat Rebecca? La fântână. La fântână caută cel care are viața predată în mâna lui Dumnezeu. Ăla nu zice, nu merem la adunare, că merem în, în oraș, merem pe centru, că e biserică, dar nu merem la biserică. No, să ai grijă cu ce se adapă ăsta e semn foarte important cu ce se adapă. Ce se adapă, îți arată, cu ce se adapă, îți arată dacă aparține lui Dumnezeu. Dacă el nu-i aparține lui Dumnezeu, nu-ți va aparține ție niciodată. Pentru că să știți, fetelor, ascultați, cu ce-l atragi, cu aia trebuie să-l ții. Cu mini-l ai atras, cu aia trebuie să-l ții. Cu... Nu mai dau exemple, nu vreau să vă, să vă jignesc. Da? Vrei să fii, să, să uite toți după tine? Ascultă-mă, te întreb, după căsătorie, ți-ar place ca soțul tău să se uite după una îmbrăcată cum te îmbraci tu? Frate, de ce? Care-i treaba lui? Nu știu care îmbagă de vină. Dar uite te cum vii la biserică? Cum vii în casa lui Dumnezeu? Cu ce vrei să-l atragi? Vrei să-l atragi cu fizicul? Vine alta după 2 ani. Tu după un an ai născut, după un an jumate ai născut. Tu te chinui să slăbești și să dai jos. Dai și cu aloe vera și dai și cu nu știu ce, mai dai, numai să slăbești și nu reușești. Și vine una și se fâție prin fața lui, mai tare ca tine. Și el a fost atras cu ceea ce l-ai atras. Întrebarea îi, ce te faci când nu-l mai poți atrage cu fizicul? Ce te faci? Ce te faci? Pentru că asta e problema. Tu cauți cu orice scop să-l atragi. Dar să știi, e un semn foarte important dacă tânărul sau tânăra îi predat în mâna lui Dumnezeu. Nu te căsători cu cineva care se căsătorește doar, care se botează doar pentru că vorbește cu tine. Nu, lasă-l, trage-l pe dreapta, lasă-l să se bogăiască. Când omul intră în relația de prietenie, el trebuie să aibă deja o relație cu Dumnezeu. Trebuie să fie că Vai că m-am scăpat la, 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 un botez și am predicat. Sper că nu-i cineva aceea care se botează, care nunta acum în trei luni. Și avea una nunta într-o lună de zile. aia nu mai știa pe unde să se uite. Era, toată toate roșie la față. Dar nu mi-a părut rău că le-am zis. Pentru că să știți, e foarte important când are loc întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă întâlnirea cu Dumnezeu ți-a făcut o maricică, tu ai o mare problemă. Că nu, Florinel, trebuie să te împace cu Dumnezeu. Domne, nu mă ia. O zis că nu mă ia dacă... Să te ferească Dumnezeu să te uiți la un om botezat. Uită-te la un om care s-a întors la Dumnezeu. Uită-te la un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Că de botezat, știi cum îi... Noi îi băgăm, noi îi scoatem din apă. Nu lăsăm pe niciunul sub apă. Dar uită-te câte probleme sunt familii din pricina că nu au aparținut întâi lui Dumnezeu. uite te întâi tu să aparții lui Dumnezeu. Și când tu aparții lui Dumnezeu, să știți, Dumnezeu îți va aduce în cale pe cineva care deja aparține lui. Când o persoană aparține lui Dumnezeu, îți va aparține și ție pentru totdeauna. Al treilea lucru, știți ce mai e în, în perioada de prietenie, pune întrebările înainte de căsătorie, nu după căsătorie. Știți ce întreabă Rebecca? Zice cuvântul Domnului așa, versetul 64. Rebeca a ridicat și a ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Zice, a zis robului, cine este omul acesta? Domnule, prea multe întrebări pui. Ce sunt tu păstorul să întreb de mine? Ce ai sunat tu pe nu știu cine din biserică? Foarte bine, ești în perioada de prietenie? Pune, domne întrebări. Pune întrebări până-l obosești. Pune întrebări la toată lumea, dar după ce ai făcut pasul căsătoriei, nu mai întreb nimic. Te oprești cu întrebările. N-ai ce să mai întrebi după căsătorie. Asta nu, o, zis, când o văzut că Isaac, repede și-o lua haină pe ea. Nu să nu vadă să creadă că ea e cu limba scoasă după ea. Nu, și-o luat haină pe ea și-o pus întrebări. Și-o zis, cine? Nu o zis, a cui casa? Cine o parcat, mă, mașina asta? Că vezi, surole, cum fac așa cu capul, tinerele. Ce număr are? Dacă are număr de IF, nu e lui. Dacă are număr de B, nu e lui. Numai dacă are de Cluj. Dar acum mai leasing și la Cluj, nu? Aia e Nu mai tită, tu că e faină mașină. Încă e mașina băncii. Încă nu-i nu mașina lui. Dar vă spun, pune întrebări înainte de căsătorie. Întreabă de el, întreabă de ea. Asigură-te dinainte. Domne, fă planul. Ai primit răspunsurile. După aceea, tu vezi dacă faci pasul sau nu faci pasul. După ce ai primit răspuns la toate întrebările, Eliezer este cel mai în măsură să-i răspundă. Întreabă cine-i. Și Eliezer îi răspunde. Îi stăpânul meu, îi viitorul tău soț. Îi răspunde la întrebare. Știi cine cel mai în măsură să răspundă întrebărilor tale? Dumnezeu. Cel mai bine îl cunoaște Dumnezeu. Cel mai bine o cunoaște Dumnezeu. De aceea te rog întreabă-L pe Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, nu vreau să fac pasul fără să am răspunsuri. Nu vreau să fac pasul fără să pun întrebări. Și vă spun ceva, tineri dragi, vă sfătuiesc cu toată inima. Fetelor, nu căutați băieți perfecți. Nu o să găsiți băieți perfecți. Căutați băieți sinceri. Căutați băieți sinceri. Căutați fete sincere, care vine și spune, domne, uite, ăsta sunt eu por cravată, dar nu sunt eu chiar așa inteligent cum se vede cu cravată. Nu sunt eu așa sfânt că port cămașa închisă până sus. Asta e numai impresie. Uite, vreau să spun. Ăsta sunt. Asta am făcut, asta n-am făcut. Asta, acolo m-am dus, acolo nu m-am dus. Pune lucrurile pe față și dă timp de gândire. Spune, uite, o lună de zile, două săptămâni, gândește-te, n-am vorbit cu nimeni că ne căsătorim. Dar vreau să știi totul despre mine. Nu amănunt cu ce tramvai te-ai dus, cu ce autobuz. Nu-o interesează dacă ai avut bilet pe tramvai sau, sau n-ai avut. Nu asta e important. Dar spune tot ce trebuie ea să știe. Sau el ce trebuie să știe înainte, ca să nu mai aibă nimic de aflat după căsătorie. Află și pune întrebările toate înainte de căsătorie. Că sunt multe care și-au pus mâinile în cap după pasul căsătorie. Știi ce au zis? Au olio pe cine am luat. Păi asta trebuia să întrebi înainte. L-ai luat, dul, transportă, iată tău, du ți la casă. Pune întrebările. Domne, îți unele sau unii, nu întreabă nimic. Lasă-mă că știu eu, mamă, nu te băga tu. Ia acum l-am căutat pe Google, l-am căutat la ANAF, nu are datorii la ANAF. E, e ok, l-am căutat. Nu asta. Pune întrebări. După căsătorie, nu mai întreba nimic. Du-te înainte, sub binecuvântare, cu bune și cu rele. Așa zicem, în sărăcie și în bogăție. Știți că s-a ridicat David și a pus întrebarea asta după căsătorie și i-a dus dezastru. Într-o sară s-a ridicat, s-a dus pe acoperiș și a văzut-o pe Batșeba. Știți ce a întrebat? Exact și a întrebat Rebecca. Cine este femeia aceasta? Trebuia să întrebe? Mai trebuia să întrebe David? Avea voie să întrebe? Mai domne, dacă nu-l luam eu, aveam pe altul. Fata mea a zis o soră, frate, știi pe cine putea lua băiatul meu? I-am zis, soră, nu putea lua pe nimeni, că dacă putea lua. Dar nu a luat că nu putut. Ea nu a luat. Nu mai tot el, da, e lăudare, putea să ia. nu mai băga intrigă, că te, te lua aia slabă, aia înaltă. Nu a aia... putut. Că el ar fi vrut, dar nu a putut. Nu a putut să ia numai ce -o bă... puterea care o avut-o. Nu băga intrigă. Fetelor, băieților, puneți întrebări înainte de căsătorie. Și după aceea, nu mai lăsați să vină răspunsuri de la nimeni. Ai primit răspunsuri, roagă-te lui Dumnezeu și vezi ce ai de făcut. Te dai jos de pe cămilă și continui drumul, sau te urci pe cămilă, îți dai darurile înapoi și te întorci înapoi la maică -ta. Dar pune întrebările înainte de căsătorie. Și ultimul lucru, al patrulea, Știți ce mai înseamnă pasul acesta al prieteniei? Trebuie să înțelegi că pasul acesta al prieteniei te duce spre binecuvântare veșnică sau spre blestem veșnic. Pasul acesta al prieteniei te duce la nuntă, da? la căsătorie. Poți să fii sub binecuvântare pentru totdeauna sau poți să fii sub blestem pentru totdeauna. Depinde de fiecare dintre noi. Vreau să vă spun, pasul acesta și noi avem în rândurile noastre, să nu zic în rândurile voastre, avem oameni care s-au întors din drum înapoi. Ori pus întrebări după căsătorie, s-au urcat pe cămilă și au plecat înapoi după ce au intrat în cort și s-au întors înapoi. Și au zis, nu îl mai iubesc. Bă, dar ne-ai pus pe drumuri, ne-ai făcut să ne cheltuim, ne-ai făcut să luăm bani din bancă, tu acum vii și ne spui că tu nu mai stai cu el? Știi ce aș vrea să înțelegeți, tineri dragi, e un cuvânt dureros, dar vreau să vi-l spun în seara asta. Mai bine să te vadă mai ta în sicriu decât să te vadă cu un certificat de divorț în mână. Știu că doare. Dar mai bine să fii plecat din lumea aceasta și să plângă după tine decât să ai în buzunar un certificat de divorț. Știu că mai... mi zice ceva acum. Dar atâta rușine e în bisericile noastre. Atât să suntem arătați cu ce bă, voi la pocăiți, uite-o pe aia, uite-l pe ăla, uite, uite câte cazuri aveți. De ce? Pentru că am avut numai șmecheri în biserică, care s-au răfăit în nunți scumpe, care au chemat predicator peste predicator, au chemat cântăreți. Când vezi că, domne, n-are minte în cap să mă iertați, de 2500 la cântăreții noștri. Nu-i mai chemați, frații mei, tineri dragi. Aveți școală, aveți facultate, sunteți inteligenți. Nu fiți fără judecată, nu vă dați mii de euro să scânte tri cântări pe negative. Când ai tinerii tăi cu care ai slujit, ăștia cu care ai crescut în biserică, ăștia vin, îți cântă, îți pun și bani la nuntă, că sunt invitații tăi și rămâi și cu niște bănuți. Când îi văd și la noi la Timișoara, ori chemat de la Cluj, nu vă zic pe cine, e o topit. O chemat de după Cluj, i o topit și mai mari, mai tare. Eu o chema dintr-o parte și din alta. Știți ce arată? Că nu-ți faci socotelele bine. La ce să arunci cu bani în patru ore? Că nu -s... suntem maneliști cumva? Avem duhul ăsta manelist? În noi să aruncăm cu bani? Nu-ți da banii pe la șmecheri? Că avem șmeche și la cântare. Avem și la predică câteodată unii. Avem și prin biserici. Nu lăsa șmecherul să profite de copilul tău. Spune, bă, copile, îți în pensie. Avem bani puțin, m-am chinuit să strâng 2000 de euro, să pun și eu la nuntă. Nu i da la prăpădiții ăștia care merg și se pozează după aia în Dubai cu banii tăi. Că merg și ei săraci în concedii că să obosesc. Nu, nu arunca, Cer înțelepciune de la Dumnezeu, cere înțelepciune. Vreau să spun, pasul acesta al prieteniei te duce spre binecuvântare veșnică sau spre blestem veșnic. Vă spun ceva, un cuvânt mai greu, dar vreau să rămână lucrul acesta în inima, în inima noastră. Poligamia în Vechiul Testament o adus dus numai necazuri. Numai necazuri. Uitați-vă la Ana, mama lui Samuel. Câte probleme au avut tată cu și cu Penina și cu Ana. Cu avut două. Mă, când, îți probleme și când ai una. Dar când ai două, îți și mai mari problemele. Zice, domne, o las pe asta că nu mai vreau să o văd, nu mai suport, că am pe alta, am pe alta. Și merge și se însoară cu a doua, se însoară cu a treia, da? Numai probleme are până coboară în groapă. E, pentru că, să știți, omul e legat de nevastă. Și de prima, și de... Ăsta era legat de amândouă, da? Iacov a avut probleme, de ce? Că au avut două, au avut și țiitoare, au avut, ori fost mai multe. Gândește-te la un lucru. Ai probleme dacă nu, nu ești conștient, realist 100%, că pasul ăsta e o dată în viață și pentru totdeauna ai numai probleme. Pentru că să știi, uite te în cazuri, dar afară, că nu avem prim-biserici din astea, nu? Care ori divorțat. Domne, le, e legat de prima tătă viață. Du copilul la ea, adul pensie alimentară, du-te, sună-l, ai probleme cu prima. Nu ai trimis banii la timp, nu ai venit după copil, vin eu la tine acasă. Ai probleme și cu a doua. De ce? Cât ai vorbit la telefon? Te controlează. de ce ai vorbit cu prima? De ce ai sunat? De ce ai o venit? De ce ai stat la discuție? Am văzut că ai zâmbit, nu? Sunt probleme. De aceea au zis cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Pavel au zis fiecare să-și aibă nevasta lui, nu nevestele lui. Nu, dacă n-ai știut să faci cămin cu primul și cu prima, nu o să faci nici cu al doilea, nici cu al treilea. De a vrei să rămâi singur, dar rămâi curat singur. Rămâi curat, că nu, asta e alt caz, nu mai intrăm în seara asta. De aceea vreau să vă spun, pasul acesta al prieteniei e un pas care trebuie să-ți aducă liniște. Trebuie să nu te împovăreze. Am văzut și v-am arătat din cuvântul, sunt semne care ți le arată Dumnezeu și naturale și supranaturale. Caută un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Caută un om care pe care, îl iubește pe Dumnezeu și el îți va aparține și ție pentru totdeauna, că el întâi aparține lui Dumnezeu. Și pasul acesta să te conducă spre binecuvântare. Eternă, nu spre blestem etern, să te conducă spre binecuvântare și tu cu soțul tău, tu cu soția ta, noi cu familiile noastre. Suntem chemați să împlinim planul lui Dumnezeu de mântuire în viața noastră, în familia noastră și planul de slujire a lui Dumnezeu. Să lase Domnul binecuvântare peste noi, peste toți, peste familiile noastre și Domnul să binecuvinteze generația tânără, să scoată Dumnezeu familii puternice din generația tânără. Amin!